Bună dimineața! Bine v-am regăsit, Claudiu Cazacu sunt și revin după o pauză de vară. Piețele se par, îmi par a fi destul de liniștite și lucrul acesta cred că ține poate chiar și de perioada concediilor care se desfășoară inclusiv în în piețele majore, în piețele dezvoltate, luna august e cea preferată. Dar ar putea să fie, din punctul meu de vedere, o perioadă temporară. Poate vom discuta mai multe la market briefing. Deocamdată, însă, aș vedea că există în momentul de față unele mici presiuni descendente, cel puțin din perspectivă tehnică, în privința EURUSD. Euro menținut destul de bine de către tendința recentă de îmbunătățire a datelor din zona euro și surprizele destul de neplăcute de vine. Pentru Statele Unite e interesant ce se conturează aici. Pe de o parte, avem date mai bune din piața muncii, dar semne de avertizare în privința consumatorului și o performanță ușor mai slabă în sectorul imobiliar. Încrederea consumatorilor a făcut un pas înapoi, conform indicatorului University of Michigan, la 80 de puncte. Dar nu e cazul să ne îngrijorăm prea mult, 80 de puncte încă o valoare foarte bună, mult peste media din 2009 încoace. Dacă s-ar menține în intervalul 80-85, aceste valori ar putea permite o revenire liniștită, dar totuși o revenire a economiei americane. Pe de altă parte, însă, am avut semnalele mai puțin favorabile venite anterior, cu o zi mai devreme, în ședința de joi, din partea fluxurilor de achiziții de instrumente pe termen lung. Toate acestea ne arată că, până la urmă, e posibil ca interesul susținut pe care l-am văzut din partea nerezidenților fie pentru acțiuni, fie pentru titluri de stat americane, să facă un pas înapoi. Și acest lucru, teoretic, nu ar favoriza dolarul. Dar, pe de altă parte, și în Europa, cifrele de inflație, inflație la 1,6%, CPI, core CPI la 1,1% și o balanță comercială pe excedent, dar ceva mai redus decât cel anterior, nu lasă locul unui entuziasm ieșit din comun. Constat că sunt mici dificultăți la sunet. Dacă se aude în condiții optime, vă rog să-mi semnalizați. La mine pare a fi în regulă, dar unii dintre dumneavoastră spun că ar fi fluctuații. Bun, eu am aranjat aici setările, ar trebui să fie totul în regulă. Deci, ce se întâmplă e doar faptul că această diferență relativă între Europa și Statele Unite a fost recalibrată recent în favoarea Europei. Dar pragul important este 1,3416 și vedeți ce s-a întâmplat. Piețele s-au apropiat odată de el, au cunoscut o respingere până în zona 1.32, pe care îl definim ca suport important în momentul de față, 1.32.07, iar acum avem un semnal de ezitare, cel puțin în ședința de vineri. Un asemenea semnal de ezitare poate lăsa locul uneori unor mici corecții. E pur și simplu o impresie tehnică. Fundamental mai greu de decelat, mai ales că astăzi avem o zi liniștită, fără date importante din Statele Unite și din Europa. Aș vedea aici tehnic de urmărit următorul scenariu. Eu aș risca chiar să văd lucrurile în felul acesta. Observați un canal de trend descendent. Avem o creștere puternică în ședința de joi, o revenire masivă a EURUSD. Ei bine, putem vedea aici un flag. Cred că nu ar fi exclus în momentul în care am sparge linia superioară, dar putem vedea și o formațiune de întoarcere dacă vom sparge linia inferioară. Pentru orele următoare, o evoluție în interiorul acestor repere, 33.40, să spunem limita superioară, 33.05.06, limita inferioară, este posibilă.
Dar odată cu spargerea uneia dintre linii, lucrurile ar putea cunoaște o mișcare mai puternică. Cum spuneam, pe un grafic daily n-aș fi foarte, foarte entuziasmat de ceea ce se vede aici. Pe un grafic hourly însă, pe termen scurt, cred că balanța înclină chiar către o spargere în direcție pozitivă. Această spargere n-ar fi obligatoriu să urmeze logica flagului, tocmai datorită acestui spike inițial, ci ar putea să urmeze, să spunem, o direcție comparabilă sau o amplitudine comparabilă cu lărgimea acestui canal, să ne așezăm pe un canal paralel, sau să ne oprim în zona unei rezistențe importante, una ar fi la 1.3366, mai mult sau mai puțin, fiindcă eu calcul aproximativ ce trebuie ajustat în funcție de momentul de breakout. Să spunem că, haideți să luăm varianta mai prudentă, să spunem că un 33.64 ar fi o rezistență bună, apoi una în zona 33.80 și apoi maximul recent de la 1.34, urmat ulterior de 34.16. Ei bine, din punctul meu de vedere, dacă spargem 1.34.16, chiar dacă e posibil să cunoaștem doar un 20-30 de pip și mișcarea ascendentă în primă fază, totuși ar fi semnul că cel din urmă poate și 1.35 va fi atins. Deci, 1.3416 doborât mi-ar schimba destul de puternic constructiv opinia. Până atunci, însă, cum spuneam, pe termen scurt, mai degrabă evoluție liniștită laterală, poate o spargere în direcție pozitivă și apoi mici dificultăți la palierele menționate. În sens inferior, fie urmărim aceeași logică, proiectăm această lărgime undeva spre 32.76, fie, mai simplu, mergem pe un set de retrage Fibonacci și găsim aici retragerea de 61.8, pe care o alegem ca suport important, la 32.71. În cazul lirei sterline, lucrurile sunt mai clare. Am văzut date în general bune din Marea Britanie în ultima perioadă, însă este mai interesant faptul că cu un indice HPI, o valoare a prețurilor cerute de către vânzători, mai coborâtă cu 1,8%, lira se menține pe un traseu ascendent. Direcția economiei și perspectivele pentru politica monetară sunt unul dintre argumentele principale care avantajează lira în raport cu Statele Unite, fiindcă Marea Britanie pare a se mișca mai bine, timp ce Statele Unite au vânt din proră, aș zice. Ce ar însemna acest lucru? Tehnic, din punctul meu de vedere, ar fi un semnal deosebit de puternic dacă am depăși maximul de la 1.5750, fiindcă venim după un fost breakout în sens descendent și revenirea a fost destul de clară. N-aș băga mâna în foc că se întâmplă acest lucru, dar deocamdată aici aș vedea un pattern mai clar decât în cazul EURUSD și aș zice că dacă închidem peste acest 1.5635, hai să spunem 1.5640, am putea să ne mișcăm mai sus. Deci o închidere, poate pe H1 sau chiar pe M30, ar fi utilă în acest caz. Următorul reper pentru noi ar fi 57.38, un reper mai larg, unul intermediar, bineînțeles, la 56.74. Rezistență mai puternică la 57.89. Suportul, dacă închidem sub 1.56, suportul se situează la 55.47, unul ceva mai puternic. USD JPY. Recunosc că, din punctul meu de vedere, această pereche e puțin mai amorțită în perioada aceasta și cred că ar trebui să eliberăm nițeluș graficul actualizat mai de mult, astfel încât să rămânem doar cu reperele cele mai importante pe care le vom defini în noul context. Ce se întâmplă aici? Observați că rămânem pe o pantă predominantă descendentă, dar toată această mișcare mie îmi pare una corectivă. USD JPY se corectează după un raliu foarte puternic. O corecție ne-ar putea duce fie la o formație triunghiulară, fie în cel din urmă la o corecție de tip ABC ca să ne împingă ceva mai jos.
dar asta pe un orizont de timp mai lung. Pentru astăzi, faptul că avem acest semnal de nedeterminare, de nehotărâre, semnal de tip evening star, dacă ar fi fost plasat după o creștere mai clară, îmi arată că în zilele următoare vom avea probabil o direcție destul de clară și destul de hotărâtă. Eu aș vedea lucrurile mai degrabă într-un asemenea pattern, chiar dacă rămânem pe o tendință descendentă, le-aș vedea într-o tendință de apreciere, inclusiv luând în calcul anumite elemente fundamentale. Asta ca opinie personală. Bineînțeles, ca și până acum, discutăm opinii și nu recomandări de tranzacționare. Dar, chiar dacă o imagine daily poate să fie în felul acesta, intraday, eu aș vedea ca foarte importantă această linie de trend. Poate că o spargere a ei nu ar fi exclusă undeva către 97.04. Dacă alunecăm și sub 97.04, deja lucrurile arată periculos, probabil înspre 96.40. Haideți să ne folosim și de retragerile Fibonacci și să găsim un nivel intermediar sub acest suport. Un nivel intermediar, aș zice eu, la 96.87 și încă unul la 96.63. Dar dintr-unul dintre aceste repere, cu atât mai simplu cu cât nu am spart 97.04, nu ar fi exclus să avem o anumită revenire, o respingere către 98.35. Linia de trend însă e încă în vigoare și chiar o revenire până în această zonă nu ar avea mare valoare dacă nu și închidem peste 98.70. Petrolul, aici fluctuațiile au dus la atingerea țintei respective consolidări în ambele direcții. Ce ne interesează acum cu evoluția din Egipt și cu perspectivele legate de economia europeană, putem vedea un petrol mai puternic și acest lucru, odată cu spargerea 110, ar putea să însemne chiar loc suplimentar pentru apreciere. Dar condiția necesară, nu suficientă, dar condiția necesară ar fi să nu închidem astăzi sub 110. De ce? Fiindcă dacă am închide sub 110, am putea vedea aici un dark cloud cover, plus că am sparge un maxim anterior destul de important. De aceea, 110 este nivelul cel mai important de urmărit la finalul zilei. Pentru moment, greu de spus aici, eu aș vedea, în ciuda revenirii pe care a avut-o cumpărătorii, aș vedea loc pentru fluctuații și poate chiar pentru o mișcare descendentă, dar nu aș fi surprins să depășim teritoriul 110-60 și să ne mișcăm spre zona 111 în cazul acestui instrument. Iată și un canal de trend proiectat deocamdată, care ne dă o linie de rezistență undeva în zona 111-40, deci mult mai sus decât acum. Dar ceea ce se vede aici, pe termen scurt, e un mic semn de oboseală, de asta aș vedea și lucruri descendente. Dacă închidem sub 109.50 și ieșim din canalul de trend, atunci poate că vedem cotații sub 109. 108.90 ar fi unul dintre repere. Aurul. Foarte frumos din punctul meu de vedere, fiindcă am spart în cele din urmă nivelul de 1347 și ne-am aliniat mai sus. Dar acum ce se desenează aici este un semnal destul de clar de întoarcere. Fie că îl vedem ca un shooting star, fie că se poate transforma într-un dark cloud cover, atenție la o închidere undeva sub 1368 de dolari pe unci, ar fi un semn urât pentru aur. O închidere chiar și câțiva dolari mai sus decât unde suntem acum, spre 1380, ar schimba lucrurile în teritoriu pozitiv. Haideți să ne uităm intraday cum arată. Aici doar o corecție, ar putea fi loc de o mică întoarcere. Nu e graficul cel mai clar pe care îl putem vedea. Eu aș spune că bateria nu este jucată. Pe termen scurt putem avea anumite fluctuații, însă totul este în regulă câtă vreme rămânem spre peste 1368 la nivel H4.
fiindcă la nivel daily, o închidere chiar la 1368 nu ar fi un, ar fi, să spunem, la limită, dar o închidere sub 1368 ar fi un semnal negativ destul de vizibil. Piețele de capital. Haideți să vedem în Germania, din ce am urmărit, lucrurile arată ceva mai bine decât pe indice american. Pentru DE30, 8326 rămâne suport pe termen scurt, dar observați cum lucrurile se aglomerează într-un interval între 1240 și 1460, de vreo 220 de puncte, fără a fi hotărâte deocamdată să o ia în sens descendent. Și aceasta datorită semnalelor ceva mai bune oferite de economia germană, dar să nu neglijăm factorii de risc pe care vom detalia mai degrabă la market briefing. Acești factori de risc pot duce la o schimbare a situației. E așa o bunăstare, o detașare vizibilă pe acest final de vară, însă lucrurile se pot schimba foarte, foarte rapid, fie că riscul vine din Statele Unite sau din Europa. Deocamdată, ceea ce detectăm aici, privind la grafic și utilizând și datele fundamentale cele mai recente, ar fi mai degrabă o presiune descendentă. Sub 8326 am putea merge spre 1300 de puncte și apoi aș fi atent la această linie de trend pe care o putem discuta. E o linie de trend negociabilă, aș zice, în funcție de punctele de contact, dar eu aș lăsa-o astfel și aș spune că sub 8280 putem spune că intrăm într-o periculoasă mișcare descendentă. Deocamdată 1326 suport, sub ele 8290-8300 și apoi 8280. 8244 fiind suportul următor și 1214 destul de puternic. Am acoperit un gap anterior și lucrurile sunt într-o relativă evoluție laterală. Aici o respingere, deci dacă ne îndreptăm spre 1326 și vedem că până la urmă ora închide undeva spre 1340 sau mai sus, ne-am putea gândi din nou la 1380 și apoi la 8405 ca nivelul de rezistență. Gapul acesta iarăși trebuie avut în vedere. Dacă vedem o revenire în a doua parte a ședinței, gapul ar putea fi vizat înspre 1433. Piața de capital din Statele Unite, alegem US 30, care s-a corectat destul de puternic vineri. Observați o alunecare modestă inițial. Din acest canal de trend a fost un semnal de avertizare faptul că am ieșit, dar piețele nu s-au putut hotărâ până vineri. Interesant, fiindcă joi am avut date bune din piața muncii. Da, cred că eu am făcut o mică. Exact, e vorba de ziua de vineri mai liniștită, alunecarea a fost mai degrabă joi, ceea ce e în regulă, fiindcă joi am avut datele din piața muncii, cererile de ajutare de șomaj mult în scădere, din punctul meu de vedere 320.000 e un nivel foarte bun. Dar asta înseamnă o șansă ca QE să fie oprit mai devreme. Și am avut acea alunecare până în zona 15.000, puțin peste 15.000 de puncte. Ce se întâmplă acum? Va trebui să, în primul rând, să ștergem acest grup de retrageri și elementele anterioare. Și vedeți că 15.023 nivel de suport din trecut rămâne util, dar eu văd aici retragerea de 50%. Retragerea de 50% este uneori utilă. Am avut vineri un semnal de ezitare, dar ce se întâmplă acum? Cred că sub 15.000 de puncte ar însemna că nivelul de 14.903 poate să fie atins. Piețele nu sunt convingătoare pentru mine în direcția unei reîntoarceri. Ar fi un prim indiciu bun în cazul în care am închide peste 15.117. Unul intermediar ar fi în această zonă, la 15.068. Dar ce văd aici e doar evoluție laterală și piețele pot aluneca, sunt relativ fragile. 15.000 de puncte ar putea fi străpuns în ședința de astăzi, din punctul meu de vedere. 14.995 este urmat de suportul de la 14.903 și apoi aș zice că 14.800 de puncte. Deci destul de ușor de reținut. 15.000, 14.900, 14.800 niveluri de suport. Dacă revenim peste 15.117, atunci închiderea cred că s-ar face măcar în zona 15.170 și după aceea nivel de rezistență la 15.272, dar probabil aceasta pentru zilele următoare. Ca date astăzi nu mai avem decât în
sesiunea asiatică date din Australia și apoi minutele ședinței de politică monetară, deci o perioadă destul de, destul de liniștită. Cam acestea sunt elementele pentru astăzi. Nu încheiem înainte de a arunca o privire pe Euroron. Din punctul meu de vedere, ceea ce se vede aici este o clară mișcare cu caracter ascendent. E drept că limita superioară a canalului se situează undeva în zona 4.4650, care este o rezistență și din alte puncte de vedere. Deci, asta înseamnă că potențialul în primă fază ar putea fi relativ limitat, dar mișcarea pe Euroron pare a fi una de creștere cu fluctuațiile de rigoare. Tăierea de dobândă nu a avut ea un efect extrem de dur inițial, dar ulterior, cuplat cu tendința care va însemna încetul cu încetul coborârea de dobânzile ale în continuare, pare a fi defavorabil leului. Peste 4.4520, zona 4.4650 și apoi eu aș vedea chiar, haideți să ne uităm în trecut, chiar acest 4.48 ca nivel de rezistență intermediară. Dacă cunoaștem o respingere de aici, un 4.43.60 e un nivel bun la care prețurile să se oprească din nou pe traseul descendent. Bun, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că ne regăsim în număr destul de mare și sper să trăim și să ne bucurăm și să ne distrăm împreună cu piețele, dar într-o manieră echilibrată și profitabilă în săptămânile și lunile următoare. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă, la revedere!